Cel puțin pe noi toți colegii de aici ne-a impresionat până la lacrimi și credeți că ne oprim aici? Din păcate, poate cei care ar trebui să vadă ce se întâmplă cu acești copii ar trebui să se uite și la această emisiune, pentru că, iată, nu se termină aici. După cei patru copii pe care i-ați văzut într-un bloc părăsit, urmează alți patru alături de mama lor care se ascunde prin cimitire sau pe câmp, cu toți copiii ei, doar ca să scape de pumnii nemiloși ai soțului.